Bine ați venit la Stax TV, review, mașină second hand, iar tema pe care mi-a dat-o Marius astăzi a fost să găsesc o mașină de familie care să se încadreze în bugetul de 20.000 de euro, TVA inclus. Mare atenție, dacă e pe firmă, mai scazi și TVA-ul. Așa că vă prezint această Skoda Superb la 19.000, doar 19.900 până la 30 septembrie. După aia prețul se mai ajustează, nu știu când o să apară clipul ăsta. Această Skoda Superb, 2 litri diesel în varianta break cu 190 de cai, 137.000 de kilometri și o grămadă de dotări. Dar înainte să vorbim de mașină, aș vrea să vă povestesc de avantajele pe care le aveți dacă veniți să achiziționați o mașină second hand de la Țiriac Autorulate. Puteți să veniți cu mașina veche, să o dați la trade-in, să vă evalueze băieții corect și să plătiți mai puțin pentru mașina nouă second hand pe care o veți cumpăra. Puteți, bineînțeles, să vă programați un test drive cu viitoarea mașină ca să fiți siguri de decizia luată. Unele mașini, în funcție de anul de fabricație, se pot și finanța, deci le puteți lua leasing sau credit. Aveți avantajul de a găsi peste 1000 de mașini pe stoc. Ca să nu mai zic că dacă găsiți niște mașini în afara granițelor, tot cei de la Țiriac Autorulate vi le pot aduce și finanța în același timp. Și acum că v-am spus avantajele achiziției de la Țiriac Autorulate, să ne întoarcem la această mașină pe care eu o consider superbă, chiar dacă numele este Skoda Superb, ca și design, dotări, raport, preț, calitate. O vedeți, vine cu faruri cu xenon pe fază scurtă și fază lungă și proiectoare, grila neagră, crom. Mașina este neagră cum le place tuturor. Eu nu sunt fan culori închise, dar na, nu e pentru mine mașina asta. Și când a fost să-mi cumpăr și eu tot Skoda Superb, n-am găsit decât albastru închis. Ca așa a fost să fie, aș fi mers pe alb, dar atât s-a putut. Senzor de lumină, senzor de ploaie, oglinzi electrice. Mai multe lucruri vom vorbi la interior, că acolo sunt mult mai multe chestii interesante. Și nu în ultimul rând, pentru că tot stă să plouă, Skoda Superb vine cu o dotare inteligentă. Aici, în fața de ușă, există o umbrelă. Bineînțeles că nu pentru a face lupte de stradă, dar pentru a te proteja de ploaie atunci când ai de filmat o mașină și vremea este incertă. Până să ajungem la interior, vreau să vă prezint și portbagajul, pentru că este foarte încăpător și o să vedeți și ce avem acolo. Bun, la portbagaj, ce vreau să vă arăt este că nu este electric. Mai bine, cu cât mai multe dotări, cu atâta șansele să se strice ceva mai repede, deci mai bine manual și cu din asta de tras aici, mâner serios să tragi de el. Și mașina asta vine dotată și cu 4 roți de iarnă, care intră în portbagajul de 647 de litri, fără să se rabateze bancheta. Dacă rabatăm și banchetele, băgăm și recamierul și porcul și 2-3 copii și cățel și purcel. Bineînțeles, avem și cârlig de remorcare retractabil, semi-automat. Ce să mai vrei? Poate mai pui o remorcă, poate mai pui o platformă, mai iei și mașina de după amiază cu tine și de zi și de așa. Tot aici, în spate, avem și rulou ăsta care ascunde obiectele din portbagaj și o plasă de separare a compartimentului de portbagaj cu interior. Se închide portbagajul, las roțile acolo care fac pe nebunele. Mare chestie super interesantă este că aici, vezi, motul n-ai la BMW, da. Racletă, ce-am făcut, la valiera? S-a... Da. Pe capacul de la rezervor avem racleta Skoda. Că oamenii ăștia se gândesc la toate. Și bineînțeles că este transparentă ca să se vadă și presiunile din anvelope în cazul în care încărcați mașina cu bagaje sau nu. Mașina este dotată cu jante de aliaj pe 17, anvelopele fiind de 215-55 pe această mașină și vreau să ne mutăm în spate până să mergem în față, pentru că aici locul este foarte generos. Este, cum am văzut eu când eram mai mic, aproape mai mare ca la un Serie 7. Normal, nu lung. Da? Deci stai foarte bine, poți să joci un ping-pong, bagi un fileu, badminton, foarte tare. Hai, Mariu, să-ți arăt. Iată-ne la interiorul acesta superb de piele, frumos, elegant, cu cotieră, cu suport de două pahare sau două doze sau două sticle și de pix, că poate vrei să scrii, să faci, să dregi. Cu acces în portbagaj, foarte simplu, dacă ai uitat lucruri, băi, unde am pus aia? Uite, e în portbagaj, hai să o luăm repede, să ne mai oprim, că avem de ajuns la destinație. Cu climă,
Deci mașina este dotată cu clima automată pe 3 zone, cu încărcători de 230 și 2 USB-uri, cu buzunare în spatele scaunelor și, mare atenție, locul de aici este cu scaunul reglat pentru mine. Adică eu, 1.87, iarăși avem discuția asta, am scaunul reglat super confortabil în față și uite cât loc mai am la genunchi. Ce? Pare că n-ai mult loc la cap. N-am un loc la cap? Am, frate, și loc la cap. Am și tetieră, stau, pot să mă tolănesc. Dacă vreau, pot să mă tolănesc. Uite, să mă tolănesc. Și m-am tolănit. Stau tolănit. Viața tolănit e altceva. Nu să stea nimeni în mașină așa. Stai cetățean în mașină. Stai, du-mă la mare, cetățene. Da, noi suntem cetățeni corecți, toți suntem, plătim taxe și impozite. Du-mă la mare. Nu stă nimeni, stai tolănit. Tolănit. Mi-a căzut și telefonul din buzunar. Stau tolănit, aprind lumina, citesc ceva. Citesc o carte, de exemplu. Citesc o carte. Mă enervează ăsta din dreapta, îi dau scaunul în față. Ce? Ce? Bă, mi-a zis, ce? Ia spătarul, na. Na, spătarul. Să vezi? Să... Păi la șofer nu, că șoferul nu trebuie să fie deranjat, dar șoferul mai are un buzunar aici. Ca să nu mai îmi cadă mie telefonul, îl bag aici. Și zic, ține-mi și mie telefonul aici, cât eu stau aici. Înțelegi? O grămadă de lucruri și, bineînțeles, testul de mașină bună. Da? Suport de umeraș, dacă vrei să spui canadiana. Bă, canadiană, de când am mai auzit, ești de mult? Hai în față! Hai. Și așa cum v-am promis, m-am speriat. M-am speriat, vă zic și de ce m-am speriat. Scaunul, bineînțeles, este reglat pentru mine. Nu mi-am reglat și volanul, că el se poate regla și pe înălțime și adâncime. Stau foarte bine. Am aici toate geamurile electrice, bineînțeles. Am oglinzile electrice încălzite și rabatabile, totul electric, funcția de lumini automate și un lucru pe care eu nu l-am, masaj în scaune. Masaj în scaune la doar 19.900 TVA inclus. Scaune cu memorie, avem două memorii, totul electric, înălțime, față, spate, sus, jos. Cotiera reglabilă pe 3 poziții, bineînțeles, și refrigerată cu USB, posibilitatea de a încărca. Adică cu aerul condiționat din torpedo, da? Care se poate răci torpedoul, se poate răci și cotiera. Dar bineînțeles că trebuie să o ții închisă ca să poți să ții ciocolata aici fără să știi cu ciocolata ta Mariuse pe care o mănânci tu când zic eu ce faci Mariuse. E, o ții aici să nu se topească. Tu nu mănânci, știu. Ce e acolo în torpedo? Ce e aici în torpedo? Păi aici în torpedo avem niște SD-uri, multimedia, zi. Loc pentru SD1, SD2 și, bineînțeles, comutatorul airbag-ului atunci când îți montezi scaunul de copil în față, să-l oprești ca să nu provoci lucruri. Bineînțeles că mașina vine dotată cu keyless entry și buton start-stop engine, volanul multifuncțional, de unde putem să schimbăm o grămadă de opțiuni, clapete pentru a schimba treptele de viteză, pentru că mașina este dotată și cu cutie automată DSG, pilot automat. Are camere? Ce camere? Are camere, e semi-decomandată. Ce camere să aibă? Are senzor de parcare 360. N-are camere. Incredibil, are camere. Bă, da, bă, tu mă întreb de ce n-are, întreabă-mă de ce are, că noi nu trebuie să prezentăm ce nu are mașina. Trebuie să prezentăm ce are mașina. Mașina are display mare, de exemplu, și poți să-ți montezi o cameră aftermarket, nu ca la tine, Marius. Foarte simplu, orice cameră aftermarket se poate monta pe acest display, cu touchscreen, cu radio, cu media, cu telefon, cu navigație. Deci mașina asta vine și cu... Tu ai navigație? Smart Link, uite, avem aici Skoda Connect, poți să-ți te conectezi la aplicație și să vezi unde e mașina, cum e mașina, să pornești, să o deschizi, să faci tot felul de lucruri. Tu ai aplicație Marius? Aici tu aplicație Marius. Clima, bineînțeles, scaunele încălzite și ventilate. Aici tu, Marius, ventilate? N-ai ventilate. Ventilate și cu masaj la această Skoda. Bineînțeles și volanul încălzit cu 3 trepte. Clima automată, așa cum am spus, cu recirculare. Ce mai vrei? Poți, ai meniul la climă, foarte, foarte mișto, Air Care, bineînțeles. Și poți, de exemplu, pentru copii să blochezi funcția de climă spate. Ca să nu mai apese pe butoane. Că apasă pe butoane copiii în spate acolo, apasă pe butoane și dau la climă, fac haos. Și iarăși foarte tare mi se pare că din butonul ăsta de lock, aici pentru geamuri, blochezi și deschiderea de ușă individual, stânga-spate cu dreapta-spate.
Deci pe lângă faptul că le blochezi să nu mai aibă acces la geam, blochezi și să nu aibă acces să deschidă ușa, suport de ochelari, că mașina nu vine bine, cu trapă. Bine, asta e la tips and tricks, că nu, a? Ce tips and tricks? Să știi schemele astea. Nu, ți arată aici, ai buton de copil. Și la peș și nu mai merge nici geamul și nici nu se mai deschide ușa din interior. Mișto e că fiind buton, nu mai e, știi, manual să te duci să așa, când iei un adult în spate, lași să iasă, ieși, bă, deschizi, nu se mai deschide asta, ieși, mă, de aici, am să zic. Bun, o să și conducem mașina, să vă zic părerea mea în mers, așa cum v-am spus, este un 2 litri de 190 de cai, care e foarte sprinten, din punctul meu de vedere, se mișcă perfect, n-ai nevoie de mai mult, nu știu ce consumuri au scos băieții ăștia, dar le ghicim noi, ia să vedem. Date de plasare, ia să vedem, 260 de kilometri, nu vreau să conectez un telefon mobil. Mamă, am intrat undeva într-o zonă greu de date de plasare, aici. Să vedem, consum mediu, nu pot să vă zic, că e de-abia pornită mașina. 3 km la oră, 5.000, da. Deci trebuie să mergem cu ea un pic ca să vedem ce consum are, cu toate că știu eu că aveam 8,9 pe termen lung. 8,9 pe termen lung, dar probabil că am mers în Germania pe autostradă și aia știți că au talpa grea și n-au nici limită de viteză și merg mai repede. Eu zic că scoate un consum și mai bun. Am uitat să zic de tăvița cu încărcare pentru telefon. Ai și tu, Marius? Fireless? Am fireless. Are și Marius. Da, am zis că o să facem un clip de prezentare comparativ între Skoda mea Superb Hybrid și BMW-ul lui Marius seria 3 Hybrid. Să le comparăm, să vedem la ce bani, la ce lucruri, la ce nu știu ce. Bun, hai să conducem mașina. Bună idee. Când ai zis? Că mie nu mi-ai zis. Ce? Să facem? Da. Ți-am zis, mă, dar ești amnezic. Nu, mă, ți-am zis. Da. Hai. Diesel power. Unora le place diesel și înțeleg. Dacă fac cumva peste 30.000, 35.000 de kilometri pe an, chiar se justifică un diesel. Stai să-mi reglez cotiera, că eu merg departe. Am pornit ventilația în scaune și masajul și clima. Stați un pic că e dat aici low. Bam. Și am plecat la drum. Ce poți să vrei mai mult de atât? Spațiu, confort. Aici e oprit ăsta. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Bun, vreau să văd car. Car. Consum mediu 39%. De-abia am plecat de pe loc. Îmi cer scuze pentru anvelopele din portbagaj care s-ar putea să se mai miște puțin. Eu o să încerc să fiu cât pot de elegant. Dar mașina asta nu mă lasă pentru că 190 de cai. Ce? O faci piciorul, rupe aderența instant. Ai și mașină de curse dacă vrei. Pentru că, bineînțeles, mașina asta are și moduri de condus. Avem aici un buton și avem eco, normal și sport, ca să nu mai zic de individual. Acum suntem pe sport, atenție la neatenție. Răspunsul este și mai brutal la accelerație, dar eu o să merg pe eco, pentru că eu vreau să fiu de partea naturii și să încălzirea globală și să vezi, Doamne. Am și semnalizat schimbarea direcției de mers. Da, eu sunt obișnuit cu mașina asta pentru că o folosesc daily, într-adevăr, nu diesel hybrid, facelift, nu modelul ăsta, dar e foarte asemănătoare. Îmi place mașina, așa cum a zis Marius, cum a fost tema de astăzi, ce mașină ții până în 20.000, te vei inclus, de familie. Eu nu știu una mai bună, dacă știți voi... Aștept propunerile voastre în comentarii și eu îmi vând Skoda mea Superb și mi-au ce ziceți voi, dacă vă știți una mai bună, raport preț-calitate, număr de kilometri și dotări, bineînțeles că sunt foarte importante și dotările. Știu că mulți o să ziceți, stai mă că mie nu-mi trebuie masaj în scaune, eu vă cred că nu vă trebuie, dar după ce îl testați o să-l vreți, că așa e omul, se obișnuiește repede cu binele. Și mai greu cu greu, că așa suntem noi făcuți. Îmi place direcția la Skoda Superb, îmi place suspensia, îmi place cum stau în scaun, îmi place că am opțiunea de scaune ventilate, fiind de piele, vara, știi cum e, transpir la spătuc. Așa că ventilație, nu te mai dai jos, ud.
la spate. Avem și recunoașterea semnelor de circulație. Avem, nu știu, o grămadă de dotări de-astea noi. Și mașina, v-am spus, exact cum spunea Marius, chiar dacă nu avem cameră spate, avem senzor de parcare care ne arată chiar și atunci când vrem să ieșim din parcare, ne arată că se apropie o mașină de pe stradă, adică și în zonele greu accesibile pentru șofer, senzorii ne ajută. Bineînțeles că e mult mai util să ai și cameră, să vezi ce e acolo, dar dacă nu este, nu este. Că nu poți să le ai pe toate în viață când îți cumperi o mașină second hand. Uite și Defenderul nou. Ce mi-a plăcut mașina asta. De-abia aștept să o mai conduc. Da, v-am spus, eu sunt foarte mulțumit. Aștept să-mi spuneți voi altele mai bune decât Skoda Superb la până în 20.000 de euro TVA inclus. 190 de cai, motor de 2 litri, impozit mic, consum mai mult decât decent, spațiu în spate, pe banchetă, în portbagaj, tot ce trebuie, roz de iarnă. Ce să mai vrei? Nici nu prea mai vine iarna în București, dar poate nu toți oamenii care văd clipul sau care vor cumpăra mașina asta sunt din București. Mare atenție, Țiriac Autorulate are și dealeri în țară unde pot trimite această mașină. Așa că nu ezitați să apelați și dacă v-a plăcut clipul și vi se pare interesant și vreți să vedeți mai multe, aveți acolo un buton de dar aveți un buton de subscribe unde puteți să-l apăsați ca de fiecare dată când noi postăm un clip cu o mașină nouă, second hand, tuning, off-road și așa mai departe, ca să nu mai zic de clipurile extra de la curse sau evenimente, sunteți notificați că am postat și puteți să vedeți clipul integral. Vă mulțumesc, o zi fantastică să aveți în continuare.